Trei frați din Timiș, bătut, violat și forțat de asistenții materni să poarte urzici. Atacatorii au fost condamnați la 23 de ani de închisoare de către Ovidiu Cojocaru la 25.06.2022, ora 11.20 Calvar pentru trei copii din Timiș, care au fost supuși de mai multe ori la agresiune sexuală și pasaje de tutun, chiar și de către cei care ar fi trebuit să aibă grijă de ei. Poliția Timișoara a pus în aplicare sancțiuni pentru o familie de asistenți materni care au abuzat în mod repetat trei frați 6, 10 și 12 ani. Pedepsele celor trei rezumă peste 23 de ani de detenție. Publicitate. Trei frați au trăit un test în casa asistenților materni, fotografie ilustrativă. Cei trei asistenți, care fac parte din aceeași familie, au fost găsiți vinovați de trei tratamente aplicate copiilor, viol în formă continuă, dar și viol calificat într o formă continuă într o stare de post-exuctor, uritin-ro. Publicitate. Primul dintre cei trei vinovați este o femeie de 57 de ani, un copil de copil de la GASP Timiș la momentul comisiei fapte. A fost condamnată la 5 ani. În plus față de anii de detenție, judecătorii au interzis să fie asistent matern după executarea sentinței și să se apropie de mai puțin de 100 de metri de cei trei frați. În același timp, femeia este forțată să plătească fiecărei daune morale minore de 3.000 de euro. Al doilea vinovat este soțul unei femei, un bărbat de 63 de ani. El a fost condamnat la 9 ani și 4 luni de închisoare pentru infracțiunea de tratament aplicată minorului, dar și două acuzații de viol calificat în formă continuă. Și este obligat să plătească daune morale. Suma stabilită de judecători este de 20.000 de euro pentru fiecare dintre cei trei frați. În plus, ca în cazul soției sale, nu va trebui să se apropie de mai puțin de 100 de metri de cei trei. În cele din urmă, cel de al treilea atacator este fiul celor doi soți, un bărbat de 38 de ani, o recurență. El a fost condamnat la 9 ani de închisoare cu execuție pentru încălcarea violului calificat în formă continuă într-o stare de recidivism post-executiv. El este obligat să plătească unul dintre daunele morale în valoare de 20.000 de euro. Publicitate. Umilită de cei care au avut grijă de ei. Pe 23 iunie, în Columbia Britanică, poliția din secțiunea rurală din San Andrei a identificat în orașul județului Timi doi bărbați, 38 și 63 de ani, și o femeie de 57 de ani, în numele căreia